prea mulți din colegii noștri de școală și de la facultate au ales să-și caute fericirea în afara țării. Îl cunosc pe Dan Barna din timpul studenției. Ceea ce ne dorim acum e ceea ce ne doream și atunci. O lume dreaptă. Nimeni nu ne-a acuzat atunci de șoroșism, neomarxist sau alte povești cu servicii secrete. Toate mizerile astea se întâmplă acum, de când suntem în politică. Pentru că deranjăm. Înseamnă că suntem pe calea dreaptă spre schimbarea României. La alegerile prezidențiale din noiembrie îl voi vota pe Dan Barna pentru că avem dreptul să ne căutăm fericirea acasă, în România.